Am și o întrebare, dacă sunteți drăguță, pentru domn profesor. Am cumpărat pachetele acelea de la Casa Plant pentru pom. Da. Și acum trebuie să fac o stropire. Fructul este aproximativ de 50 mm, cu coragen, lunacher și albit. Da. Dar am un măr care pe frunze au apărut, frunzele sunt mai micuțe, nu sunt foarte bine dezvoltate și au apărut niște pete maronii pe margine și spre interiorul frunzei. La măr? La măr? Da, la măr. La măr. Să folosiți dumneavoastră acolo fie sistein forte, fie... Score? Fie. Score sau topaz. Score. Deci luna chiar ce am eu aici nu acoperă. Una din ele, unul din produse. Și luna chiar acoperă rapănul la măr, dar dacă l-ați folosit până acum și nu... Încă nu l-am folosit, trebuie să fac stropire acum, peste o zi, două. Am înțeles. Trebuie să-l folosiți. Dați cu luna chiar și neapărat, dacă l-ați spus care sunt frunzulițele mici, ajutați-l un pic, îl ajutați cu albit și cu puneți... Albit, da, am în pachet, urmează să stropesc cu coragen, lunacher și albit. Da. Și fertitel nu aveți în pachet? Am stropit fertitel cu stropire mai înainte. Bun, perfect, e foarte bine atunci. Anul trecut pomul acesta a fost foarte... nu s-a dezvoltat deloc. A avut frunzele mici, fructele au rămas mici. Da. Nu știu ce s-a întâmplat. Încercați și dați cu îngrășăminte foliare că l-ajutați, o să își dezvolte. Da. Ăsta este singurul remediu. Singurul remediu, altul nu este. Îngrășămintele foliare care vi le-a recomandat Cristina. Da. Deci luna chiar îmi acoperă și... Luna chiar, da, este un produs foarte bun. Da. Și acoperă și cea mai perfidă asta, focul bacterian. Da, le mulțumesc mult de tot.